cheamă tot o reinventare, dar din alt punct de vedere. Chiar acum intrăm în direct cu o mămică fericită, Celia, felicitări! I'm Anna Stewart in the City of London. Victoria, cu stai, așa, cred că acum ne auzim. Cred că abia acum ne auzim. Măi, felicitări! Ai născut de curând? Câte zile au trecut? Păi, este a doua zi acasă. Vai de mine! Și cum e acasă? Acasă încă mă simt lovită de tren, dar sunt extrem de fericită. Da. Dar cum s-a întâmplat? Că cumva nașterea era planificată, cred că cu două zile mai târziu. Eu trebuia să nasc ieri, deci și chiar și ieri am fost la 38 de săptămâni, dar chiar și domnul doctor mi-a spus că trebuie pus mai repede, pentru că el nu credea că pot să ajung la termen, nici măcar la 39 de săptămâni. A sperat totuși că ajung până în 20, dar în 16 micuța mea a decis să vină. La ora noapte, la ora 1 noaptea mi s-a rupt apa și am intrat într-o panică, nu știam ce am de făcut, nu știam încotro să o iau, ce am de... Nu aveam făcut, bineînțeles. Eu sunt genul de... Îmi fac tot timpul pe ultima 100 de metri. Exact în ziua de 16 am aflat că îmi fac bagajul pentru spital. Bine, am noroc că am născut la o clinică privată și prea multe n-am avut nevoie la spital, dar... Totuși, panica aia, că n-aveam nimic pregătit și apam se rupsese și trebuia să fug în secunda aia la spital și nu știam ce urmează, pentru că aș fi fost programată la cezariană și începuseră contracțiile. Și cum ai născut până la urmă, natural sau prin cezariană? Până la urmă prin cezariană, după 5 ore care am simțit ce înseamnă și contracțiile. Le-am simțit foarte, foarte puternic ultimele 30 de minute. Asta este, așa a fost să fie. Așa a fost să fie. Acum e o altă etapă extrem de dificilă. Cred că sunt enorm de multe mămici care au trecut prin etapa furiei laptelui. Da. Nu știu, dacă ai trecut și știi ce înseamnă durerile acelea care pui cu bebelușul la sân și îți vine pur și simplu să muști din... Eu cel puțin îmi iau ceva tot timpul ca să nu-mi macin dinții de durere, mușc pe ceva, dar îmi doresc atât de mult să o alăptez încât o să trec și de chinul ăsta, care sper din suflet să fie ultimul care ține de sarcină. Așa zicea de la. Bine, tu mă vor urma altele, dar măcar nu. Să nu crezi putere de asta groaznic așa. Să știi că și eu spuneam la fel, că nu m-a avertizat nimeni că e atât de greu să alăpteze. Adică eu știam cumva în privința nașterii că e greu, că ai dureri, toată lumea îți spune, dar nimeni nu spunea cât e de greu să alăptezi și asta se întâmplă de 20 de ori pe zi, mai ales în prima perioadă. Dar tot ce pot să spun este că dacă mergi pe drumul tău și ești ambițioasă, o să ajungi să alăptezi fără dureri. Da, sper cât mai repede. Am trecut și cu Angelo prin etapa aceasta și atât de mult am tras cu dinții și nu m-am lăsat, pentru că sunt momente care doare atât de tare încât probabil că multe renunță și spun că nu pot, nu se poate, e mult prea mult. Și e de înțeles. Dar, și asta. Sunt câteva zile până când se desfundă toate canalele și până când, nu știu, se obișnuiește organismul și tot, ca să nu spun mai... Să nu spui mai în amănunt, dar da, știu că o să vină. Sper din suflet să durerile astea să nu țină mai mult de o săptămână. Sunt cazuri în care țin și mai mult de o săptămână de acum începând. E posibil să dureze și mai mult. Asta este... Mă țin tare și îmi doresc atât de mult încât știu că voi reuși. Dar fetița cum e? Bine, sănătoasă, tot în ordine? Da, fetița mea, deși, cum spuneam, nici măcar avea 37 de săptămâni și 5 zile când s-a născut perfect pregătită, n-a avut nevoie de nicio oră intervenție. La... Da, a fost perfect pregătită, aproape, adică 4 kg, 3 kg, 980. Wow! N-a mai avut loc acolo, cred că de asta a decis să iasă. Nu dar știu, cum e, cu cine seamănă? La termen, mă apropiam de 5 kg cu ea. Dar cu cine seamănă? Sincer, gura cred că este a mea, ochii nu cred că sunt ai mei, mi se pare forma soțului, din partea soțului. O ador, suntem pur și simplu îndrăgostiți după ea, este perfect așa cum este. Și Angelo cum a reacționat când și-a văzut surioara? Da, Angelo a fost foarte, foarte fericit, abia aștepta să ajungă acasă cu ea.
toată ziua îmi spunea înainte de a naște, noi când naștem, mami, când naștem, când naștem, el, totul era împreună, totul se făcea împreună. Și după ce am născut, îi spunea totului, nu pot să cred că azi noapte am născut. Mi se pare foarte emoționant și cadrul în care ești, se vede o parte din pătuțul fetiței. Dacă ai putea să ne arăți și nouă cum ai decorat, cum ai aranjat? Da, cum să nu uit aici. Acum, fetița, am lăsat-o cu soțul pentru că urmează acuși, urmează ora păpicii și mi-era că două minute, așa mi-o... Uite, și aici este numele ei. Stai, cum să mă trag, că nici nu mai sunt în partea cealaltă. Sara Maria. Am găsit o firmă care produce toate aceste lucruri aici în România. Mi se pare senzaționale, made in Romania. Și, Doamne, îmi plac atât de mult și mi se pare oricum minunat că atunci când am avut băiat, puteam să pun mașinuțe pe pereții, roboței. Acum sunt mai în asentimentul meu, așa. Dar să știi că am avut așa un moment de panică când mergeam spre spital și am zis, băi, dacă a fost, că se mai întâmplă greșeli, cum o să-mi duc eu băiețelul între floricele și plutoraș? Știi, am avut un moment în care m-am gândit, zic, wow, ce, asta chiar ar fi surpriză, acum să vină băiețel, să nu vină fetiță. Asta chiar era culmea, într-adevăr. Celia, ne bucurăm să vedem că ești bine. Am încredere că o să rezolvești problema cu alăptarea, sunt sigură de fapt. Și aștept să intri în direct cu noi, poate ne arăți și nouă fetița data viitoare. Suntem foarte curioși să vedem. Vedem cum să nu... Mai să mai crească și bineînțeles. Vă îmbrățișez pe toți. Să fiți sănătoase. Mulțumim, vă pup cu drag pe toți.